Mai multe produse autohtone pe rafturile magazinelor. Lista acestora este extinsă și actualizată pentru a respecta cota de raft, numai puțin de 50% conform legislației în vigoare. Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anunță că a respectat toate solicitările venite din partea asociațiilor de profil. Astfel, noua listă a fost transmisă Consiliului Economic de pe lângă prim-ministru pentru a fi coordonată și cu reprezentanții rețelelor comerciale. Aceasta conține 338 de poziții tarifare. Fructe și legume proaspete și conservate, produse lactate, ouă, miere, băcănie, carne proaspătă și procesată, produse de panificație, de cofetărie, ulei, băuturi nealcoolice și alcoolice, produse congelate, sosuri și altele. Rețelele de magazine sunt obligate să includă mai multe produse autohtone pe rafturile unităților comerciale. Potrivit legislației în vigoare, ponderea produselor moldovenești trebuie să fie de cel puțin 50% din mărfurile expuse.